Nebunia, ca să zic așa. Da, ne bucurăm foarte mult pentru prezența tuturor spectatorilor. În momentul de față chiar am urmărit numărul prezentat de Filimon Iordache, cum spuneam și mai devreme, unul dintre cei mai renumiți acrobați din România. Ne bucurăm pentru atâta lume care s-a strâns să urmărească acest spectacol. În continuare vom urmări săriturile peste obstacole, parada de trăsură, voltigele, un număr de acrobații al lui Răzvan Nedelcu. Și în spatele meu chiar acum vedeți Filimon Iordache cu Georgiana Filimon, doar ce au terminat numărul de acrobație. Veți face în aceste spectacole un obicei? Se va întâmpla ceva? Sigur, ne bucurăm pentru toată această lume care a venit aici, pentru că ne împinge să repetăm acest eveniment, să-l repetăm, așa cum am spus și altă dată, poate reușim chiar la un interval de 2 săptămâni, încercând să prezentăm acest spectacol ca o atracție pe litoral pentru toți iubitorii de cai. Cei care vor să învețe să lucreze atât de bine, să călărească? Sigur, acesta este și scopul nostru, de a crea aici, în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, la pavilionul de echitație Arena Ghivestria, o școală de sportivi care să ne reprezinte municipiul Constanța la concursurile naționale. De ce n-ați început cu începutul verii? Toate pregătirile pentru un astfel de spectacol, chiar și pentru o oră jumate, 2 ore, cum îl prezentăm în momentul de față, necesită o pregătire intensă, atât cu caii, cât și cu călăreții, și am avut nevoie de tot acest timp pentru a pregăti, așa cum se cuvine, un spectacol care să-l oferim așa cum îl vedeți astăzi. Sunteți parte și din investiția de aici sau doar organizatorul spectacolului? O parte din ce am realizat aici. Poate ne povestiți un pic și despre ce se întâmplă aici, la Arena Ghivestria. La Arena Ghivestria este un parteneriat cu Complexul Muzeal de Științe ale Naturii și împreună, în cadrul acestei colaborări, reușim să coabităm în sensul de a oferi toate aceste spectacole. Am contribuit și noi cu o mică parte din investițiile de aici, din manejul de afară, după cum îl vedeți, o parte din infrastructură. Încercăm să ne cumulăm forțele, ca să spun așa, în sensul de a oferi publicului amator și iubitor toate aceste delectări, să le spun așa, atât plimbări de agrement, cât și cursuri de echitație care se pot face zilnic, în intervalul 9:30-18:30, cât și aceste spectacole care dorim să devină frecvente. Câți cai, ce rase și dacă vor putea veni? Aici, în cadrul pavilionului de echitație, din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, putem admira 12 cai de rase diferite, de la huțuli, arabi, cal de spor românesc, fiord. Avem și o mascotă, cel mai iubit cal al complexului este vorba de Zoro, un frizian deosebit pe care l-am putut admira și la începutul spectacolului. Și pe lângă toate acestea, încercăm să creăm posibilitatea celor care doresc să cunoască sportul, adică nu nivel de agrement, la un nivel sportiv, să se antreneze cu instructorii și antrenorii noștri de aici, astfel încât să poată participa și să cunoască performanța la nivel înalt.